Mulțumesc! M-au sunat de la muzeu. Se tem că dinozaurii vor dispărea din nou dacă vor asculta piesa României la Eurovision. Doamnelor și domnilor, scrie în tribuna, 6 dinozauri au să fie expuși în curtea Muzeului de Științe ale Naturii din Sibiu, începând de mâine. Deci ca să nu existe dubii, expoziția în aer liber cu dinozauri are loc la Muzeul de Științe ale Naturii. Expoziția interioară cu dinozauri are loc în continuare la PSD. Se aude că expoziția a fost foarte bine primită și de pedeliști, care au zis că revenirea dinozaurilor pe pământ după ce au dispărut le dă și lor speranță. Dar, apropo, Cezaroatu a câștigat, scria în gândul, titlul de cel mai sexy bărbat de la Eurovision. Probabil ca să-și transporte diploma de cel mai sexy participant va avea nevoie de o poșetă nouă. Deci ca să ne lămurim, cei care l-au auzit cântând au spus despre el că arată bine, nu? Bun așa, bun. Doamnelor și domnilor, Sibiu va avea o alee a celebrităților în Parcul Cetății. Scrie în turnul sfatului că la Festivalul de Teatru de anul acesta au să fie amplasate primele 7 stele pe alee. Asta deși se merge cu steaua de Crăciun, nu în iunie, dar mă rog. Serios, un demers autorităților a fost apreciat în comunitate. Unii au comparat cele 7 stele cu ceea ce se întâmplă la Hollywood. Mai puțin unul dintre liderii PSD care a comparat cele 7 stele cu ceea ce a fost lui mai la îndemână. Cu metaxa de 7 stele. Bun, doamnelor și domnilor, se zvonește că și ea are o stea care îi poartă numele, însă nu pe aleea de la Sibiu, nici la Hollywood, ci pe Calea Lactee. Doamnelor, Raluca! Hai să le spunem să-și menajeze vocile, fiindcă dacă e să judecăm după invitații în această seară, vor avea ocazii nenumărate să se manifeste. Doamnelor, domnilor, în câteva momente ne bucurăm pentru asta. Revine la emisiune maestru Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național. Iar ceva mai târziu, de asemenea, o întâlnire specială, directorul general Muzeului Național Bruckenthal, profesor universitar Sabin Luca, vine la emisiune. Toate astea se întâmplă după Trio Cafe.
dragi prieteni! Doamnelor și domnilor, nu mai zăbovim și nu mai zăbovim, fiindcă, așa cum vă spuneam, avem două întâlniri speciale. Dragi prieteni, vă aduceți aminte, am vorbit toată săptămâna aproape despre acest eveniment. Nu că ar fi o premieră pentru Teatrul Național Radu Stanca, teatru care în 2011 a primit premiul Uniter, în 2010 a primit premiul Uniter, în 2008 a primit premiul Uniter, adică n-ar fi o premieră neapărat pentru ei, dar este o onoare decernarea acestui titlu pentru Teatrul Național. Suntem însă și în fața, îndrăznesc eu să spun, unei dintre cele mai importante evenimente culturale ale României și cu siguranță cel mai de seamă eveniment cultural al Sibiului. Suntem înaintea Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Sunt câteva noutăți, ați văzut și presa acestor zile a vorbit despre ele. Este vorba despre o aleea celebrităților care va fi inaugurată în perioada festivalului, cred că undeva prin 15 iunie, dar sunt și alte noutăți. Despre ele și despre altele vom vorbi cu maestru Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național Radu Stanca, director al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Așadar, profesor universitar dr. Constantin Chiriac, doamnelor! Maestră, mulțumesc mult de prezență! De praf de sân, cu surgiu, fără cusur. Mulțumesc de prezență, bun venit. Felicitări încă o dată. Mă gândesc că era de așteptat, nu? Apropo de călătoriile lui Gulliver, de ceea ce s-a întâmplat la Iași. Da, în primul rând, călătoriile lui Gulliver au primit cel mai mare premiu la cel mai mare festival din lume. Da, adică era, cred, împotriva firii. Ce nu mi s-a părut corect a fost faptul că am avut totuși 7 nominalizări și din 7 am primit numai 2. Da, da. E cu totul altceva. Ce e important e că anul trecut am primit premiul cel mai mare, anul acesta de asemenea. Practic, premiul rămâne acasă. Ca corect, să corect, așa. Corect. Păi, de ce să ne ascundem? Este o obișnuință și pentru noi, ca Teatrul Național Radu Stanca, să aibă performanțele recunoscute și de altă. Că performanțele noi le vedem, le știm, le aplaudăm. Să nu credeți că nu sunt multe invidii, și dar am ținut să fiu prezent la Iași și da, pentru faptul că acolo am făcut liceul. Oricum, ați rămas după Uniter, ați rămas, am văzut că le-ați vorbit celor din Iași, da, despre... Da. Nu știu că despre probabilitatea, dar despre posibilitatea de a deveni capitală culturală le-ați, da, vorbit. Am și salutat de almintere această inițiativă. Trebuie să spun că Iașul are o zonă de patrimoniu extraordinară. Uh-huh. Bineînțeles că trebuie să existe, în primul rând, un vizionar. Da. Și o echipă care să poată să constituie... Deci e vorba de oameni. Da, absolut. Așa cum absolut s-a întâmplat de altfel, da, și în cazul Sibiului. Absolut. Maestre, absolut, putem dezvălui câte ceva, apropo de ceea ce le spuneam telespectatorilor înainte, presa a dat ceva detalii, li s-a părut probabil multora interesant cum va fi Sibiu cu o alee a... O să o traduc așa, cu o alee a celebrităților. Da, chiar așa se va numi. Da, este replica, ce va fi acolo? Este replica Hollywoodului. Mhm. Uh-huh. Acolo există The Walk of Fame, da, adică exact asta, alea celebrităților care consacră celebritatea, excelența în zona filmului, uh-huh, iar acolo, așa cum bine știm, sunt sute de stele în care mari regizori, mari artiști, mari muzicieni, mari scriitori care au lucrat în lumea filmului, au primit o stea. Bun. Și noi cui vom da stelele astea? În mod cert, marilor artiști din lume. Să nu vă închipuiți că va fi o chestie care va fi consacrată Sibiului sau României. Uh-huh. Ea este consacrată excelenței în zona artelor spectacolului din lume. Nu ne interesează, uh-huh, să premiem pe nu știu care cântăreț din Rășinari sau, da, pe nu știu, da, care cântăreț din Alba. Uh-huh, uh-huh. Nici nu se pune problema de așa, nu, ceva. Nu, că îi premiază alții, da? Absolut. Că la modul absolut decent vorbim. Absolut, da, indiscutabil. Da. Noi am gândit acest loc ca pe un centru mondial, uh-huh, în care marea excelență din zona artelor spectacolului, care deocamdată nu și-a găsit un loc în lume sub acest semn, uh-huh, și noi am luat acest drept de autor și am protejat acest lucru. Serios? Pentru Sibiu, absolut. A, deci și birocratic suntem ok. Indiscutabil. Am gândit că e important ca Sibiu să personalizeze acest loc într-un spațiu care are stea. Pentru că
Filarmonica, uh-huh. Sala Thalia, a fost primul teatru al României. Uh-huh. Ați văzut că mereu s-a vorbit, la Iași a fost primul teatru. Nu este adevărat. Eu sunt din Iași. E adevărat că la 1863 s-a construit acolo un teatru. Da. Și că la Iași a avut loc prima reprezentație teatrală în limba română la 1816. Dar să nu uităm că la 1788 aici exista un teatru. Că există la Bruckenthal, și întrebați-l pe profesorul Luca după, cortina primului teatru, care este veche de 400 și ceva de ani. Fantastic. În podul Casei Artelor a fost primul teatru care a existat ca și structură, după care Martin Hochmeister a făcut celebrul teatru din turn, care, din păcate, așa cum știm bine, a ars de 4 ori, dar care la 1788 avea o publicație în limba germană care apărea în fiecare săptămână. Fantastic. În clipa asta noi nu avem decât Teatru Azi, care apare o dată la o lună, iar din pricina constrângerilor financiare apare o dată la 3 luni cu un număr, vezi, Doamne, triplu. Fantastic. Deci, pe logica asta, maestre, mă iertați, pe logica asta, Alea Celebrităților... Va uni fostul teatru, da, care este actualul sediu al Filarmonicii, corect, cu viitorul teatru, uh-huh, care se va construi pe Cazarma 90 și în prelungire... Corect, în cu spate, piața teatrului, exact, și tot ce... Exact. Și acea alee care este pietonală și care... Deci cea dintre dealuri. Exact, și care consfințește faptul că este locul care n-a fost niciodată cucerit de-a lungul timpurilor, va fi străjuit de 2 ziduri de apărare. Și cucerit de artiști. Exact. E și normal într-un sediu cultural. Bun, dar pe logica asta, mă iertați, înseamnă că configurația zonei, care nu e strălucită acum, se va schimba un pic, adică... În mod cert. Deja, dacă vă duceți, veți vedea că s-au făcut săpăturile, s-a turnat o altă fundație, iar acolo, din fiecare 80 de centimetri, deci mai puțin de un metru, va apărea câte o stea. În acest an vom da 7 stele și e vorba de cele mai mari nume ale artelor spectacolului din lume, uh-huh, și faptul că ei au acceptat să adere la un astfel de proiect, asta înseamnă că festivalul are credibilitate, că Sibiul are credibilitate, că marele eveniment care a fost în 2007 a avut și are credibilitate în timp, pentru că aici vorbim de nume celebre. Este vorba, aici, nu? Absolut. Este aici. Vorba de Eugenio Barba, uh-huh, este vorba de Arian Mușchin, cea care a fondat Teatrul de Soleil la Paris, este cea mai importantă instituție culturală a Franței, este vorba de Sasha Waltz, cea mai importantă coreografă a lumii din Germania, este vorba de Silviu Purcărete, unul din cei mai importanți regizori din lume în clipa asta, este vorba de Declan Donnellan, cel mai mare regizor al Marii Britanii, este vorba de George Banu, care este și român și francez, da, de 3 ori președinte al Asociației Criticilor de Teatru din lume, academician, profesor emerit la Sorbona, profesor în nenumărate alte... Și un om foarte legat de Sibiu. Absolut. Îndrăznesc să spun grație Festivalului de Teatru. Indiscutat. De aici a fost... da. Iar ultima stea va fi dată post-mortem lui Kanzaburo Nakamura, cel care a venit în 2008, cel care face parte împreună cu compania Kanzaburo Nakamura, cel mai important teatru kabuki din Japonia, in memoriam, va primi această stea. Anul viitor vom decide dacă vor fi 3 sau 5 stele, okay, pentru că dorim ca aceste stele să devină prilej de pelerinaj. Se va construi un site, se va construi o structură care se pune în pagină această alee a celebrităților. Ea a suscitat un interes absolut extraordinar. CNN-ul s-a interesat, Euronews, am fost astăzi sunat de editorul șef, care este un român, de la Euronews, care dorește să vină, dorește să facă Le Mag, rubrica respectivă, care este de 3 minute, consacrată festivalului și acestui mare eveniment. Acum, era firesc unei săptămâni. Apropierea festivalului să stârnească absolut genul ăsta de emulație. De asta așa va s-a fi televiziunea publică din Japonia, care vine special pentru acest serios eveniment. Extraordinar. Vine Deutsche Welle. Deci, vedeți, un eveniment bine gândit, da, cu
cum poziționează dintr-o dată Sibiul și festivalul și această regiune. Nu întâmplător vorbeam atunci când făceam acea, cum să spun, idee prodomo pentru Sibiu, capitală regională, pentru că, vedeți, ideile la noi când se materializează au imediat impact în lume. Până va ajunge Brașovul să aibă impact în lume, în raport cu artiștii, în raport cu marile structuri, vor trece decenii. Deci au nevoie de o asociere cu o structură credibilă și responsabilă. Eu îndrăznesc să spun că ei ar avea nevoie și de un discurs coborât de undeva din copacul în care unii dintre cei care îl poartă se află. Mărturisesc că noi râdeam aici, dar nu prea era de râs. Mărturisesc că mesajul transmis de, nu știu ce, ministru brașovean, cum că Sibiu a fost dintr-o întâmplare capitală culturală, pe mine m-a mâhnit un pic. E totuși un om care are o poziție, un om care n-a trăit în Congo până acum, care a trăit la doi pași de Sibiu și a văzut ce se întâmplă aici și știe ce se întâmplă aici. Cum poți să-ți imaginezi cu asemenea performanță? Povesteam ieri la emisiune cu Mihai Răzvan Ungureanu, un apropiat al dumneavoastră și un bun prieten al lui, Emil Hurezeanu, și îi spuneam ce ocazie unică a avut Sibiu de a-l avea pe străzile sale plimbându-se pe Durao Barroso. Lucru care nu s-ar fi întâmplat altfel în veci și care, permiteți-mi să închei în forma asta, nu se va întâmpla prea curând în cazul Brașovului. Părerea mea. Bun, dacă să mă întorc, maestre, pot să umblu? Da. Asta e programul? Da, da, da. Câte el este deja pus pe site, 350 de evenimente, 66 de locații de joc, cu aproximativ 2500 de artiști din 70 de țări. Îmi permite să vă întreb ceva ce pe mulți frământă, dar cum stați cu banii? Ca totdeauna, cel mai greu obții banii publici. Da. Din totdeauna, proiectele importante care le facem pe parcursul... Da, e ceva ani, sub semnul riscului din agenda? Totdeauna există, da, risc, absolut. Și să nu credeți că anul acesta mi-a fost mai simplu, chiar dacă e ediția aniversară. Mă așteptam ca să fie o contribuție măcar la fel cu anul 2009, la fel cu anul 2010, măcar cu 2011. Ei bine, totdeauna sunt tăieri și, din păcate, eu am învățat, și cred că aici va trebui să dezvăț puțin, am învățat pe oameni prost. Păsați Chiriac se descurcă. Se descurcă el, da. Da. Corect. Oricum o scoate la capăt, oricum face. Da. Numai că nimeni nu știe cât de repede țâșnesc alte fire de păr alb, cât de greu e pentru echipa din spatele meu. Îmi imaginez, chiar știu apropiază dumneavoastră care muncesc și... Vedeți că multă lume e tentată să vorbească despre sistemul bugetar în termenii ăștia. Vin la 8, pleacă la 4. Doamne! Cei care sunteți, într-un fel sau altul, apropiați ai Teatrului Național, ai oamenilor de acolo, știți cum se fac lucrurile acolo, știți că se lucrează până noaptea târziu. Biroul maestrului Chiriac, întâmplarea face că are geamurile spre magazinul Dumbrava. Puteți vedea lumină până târziu? 2-3 din noapte. Da, exact. Când sunt în Sibiu, totdeauna lucrez până foarte târziu, pentru că dimineața de la 9 până seara la 8-9 sunt oameni în fața ușii. Și atunci, pe proiecte, nu pot să lucrez decât noapte. Puțin mai e. 7 iunie, nu? Da. O leacă. Da. Trebuie să le spunem telespectatorilor că noi am mai vorbit despre asta. Data e alta decât cea cu care erau ei învățați. Da, doar mers din motive, spre mijlocul... Doar din motive lunii... meteorologice, absolut, ca să spun așa. Absolut. Nu de altele. Absolut. Urmăriți prognoza sau nu ne poate spune nimeni de pe acum? Ce da, am o prognoză a Forțelor Armate Britanice. Eu mă bazez. Serios? Da, am un prieten care accesează, numai el știe cum și totdeauna ce, da. mi-aduce prognoza înainte. Sunt veștile. Sunt bune. Vești bune. Sunt bune. Anul trecut m-a avertizat și am crezut că nu va avea dreptate. Din păcate a avut dreptate, da. Și a fost al doilea an. Îl știți, Cristian Radu. Da. Și având dreptate al doilea an, am spus... E mai mult decât o întâmplare. Corect, da. Și mergem pe mâna lui. Ok. Maestră. Eu cred că e foarte greu pentru dumneavoastră care ați făcut selecția, și nu de azi de ieri, ci cu ani înainte, pentru dumneavoastră care ați făcut selecția, deci, și pentru alții care cunosc programul, cred că e foarte greu să spunem, domne,
evenimentul ăla, ăla și cu ăla sunt senzaționale, ăla, ăla și cu ăla sunt mai puțin senzaționale. Mie îmi place să cred, și am avut dovezi în trecut, că festivalul aduce pentru sibieni ce e mai bun la ora la care noi absolut, vorbim. Nu cred, nu cred că noi putem face un top, fiindcă am fi subiectiv, fiecare de acasă își va face un top personal în momentul în care va vedea. De asemenea, cred că va fi foarte greu să simplificați 300 de evenimente pentru a le transmite publicului. Dar există câteva site... nume o să dau. Ce e important, cred? În clipa asta, programul este ridicat pe site. Da. Și este ridicat în ce fel? Aveți link-uri și puteți să vedeți fiecare spectacol cu imagini. Deci sunt imagini de la fiecare spectacol pe YouTube și sunt imagini nu cu poze, ci fragmente din spectacol. În același timp există o descriere, există durata spectacolului, există de asemenea prețul și vreau să vă spun că nu am schimbat cu niciun leu prețurile de anul trecut. Da. Deci sunt bilete de la 5 lei până la maximum 40 de lei și cred că sunt numai două evenimente care au 40 de lei. E vorba de Faust, care este desfășurarea de forțe pe care o știm și încă un spectacol care cred că are numai vreo 30 de spectatori. Puteți să-mi spuneți ceva, fiindcă citeam despre asta în presă. De ce rușii au o atenție specială în ediția de anul ăsta? Nu numai ei. Vom avea, în primul rând, Franța invitat de onoare. Pentru că avem 11 companii din Franța. Vom avea, de asemenea, un sezon francofon, pentru că ministra francofoniei a dorit să participe la Sibiu. Și vine la Sibiu special... În numele francofoniei, România este membră de 20 de ani a francofoniei și atunci există totdeauna formule de a asocia existența festivalului de 20 de ani cu existența României francofone și așa mai departe. Și noi salutăm toate inițiativele care pun în valoare România și care, în fond și la urma urmei, pun în valoare Sibiu. Evident. Deși eu îndrăzesc să spun că de multe ori se întâmplă invers. Că Sibiu pune în valoare România. Exact. Da. Păi, asta e de la sine înțeles. Apoi avem un sezon german, pentru că este un sezon foarte puternic. Avem 7 companii care vin din Germania. Și avem printre ele pe Sasha Waltz, numărul 1 în coreografie din lume. Festivalul se deschide cu una din cele mai mari companii de stradă din lume. În Piața Mare vom avea compania Titanic, pe care am avut-o și în 2007, cu două mari spectacole, vineri și duminică. De asemenea, vom avea încă 3-4 spectacole foarte importante din Germania, ceea ce consacră Germania cu un sezon. Avem din Rusia 5 companii și avem prezența festivalului Cehov, care este cel mai important festival al Rusiei și care este un festival strategic, care este sub patronajul președintelui Putin. Avem deja invitația festivalului Cehov cu Faust în 2015 și eu garantez că președintele nostru, care va fi ales în 2014 la final, oricare va fi ales. Absolut. Va fi prezent la acest spectacol. Să dea Dumnezeu să se întâmple. Maestre, apropo de... Trebuie să le spunem telespectatorilor că 7 iunie este o vineri, un început de weekend, deci senzațional. Un început de weekend până la care, cu mențiunea că, așa cum, din păcate, încă se întâmplă emisiunea aceasta, nu e în direct, pe site-ul oficial al Festivalului Internațional de Teatru este o numărătoare inversă. Sesizați, la secunde este totul contorizat. Veți vedea cum vă trec clipele în fața ochilor până la începerea acestui festival. Cu tot ceea ce înseamnă el, cu toată această agendă despre care vă vorbea maestru Chiriac și care, iată, tot așa la detaliu este pusă pe hârtie în fața dumisale. Am dat câteva exemple, putem da și altele? Sigur cu, că da. Sigur cu că un da. Punct foarte important. Știți, fiindcă de-aia oferiți, știți că sibienii adoră ceea ce se întâmplă pe străzile lor. Absolut. Și de asta v-aș fi rugat să ne referim la ceea ce s-a întâmplat pe străzile Sibiului în perioada aia. Deci, ca de obicei, Piața Mare va avea zi de zi spectacol. Spectacolele de seară, dar și spectacolele în zilele de lucru, pornind de la orele 16, în așa fel încât să nu există o frustrare foarte mare că nu putem să prindem chiar tot. În weekenduri vor începe de la ora 12.
În fiecare zi vom începe la 9:30 conferințele de presă, apoi vor fi conferințele speciale, apoi vor fi spectacolele de lectură, vor fi lansările de carte și apoi începând de pe la ora 2 vor începe spectacolele punctual, vom avea practic toate spațiile deschise, pline cu spectacole, în primul rând centru mare, piața mică, piața Huiet, pietonala Bălcescu, care va avea în fiecare zi acele deambulații cu care noi am obișnuit lumea, vor fi spectacolele pe care le-am obișnuit la Cetatea Cisnădioarei. Asta vreau să întreb. Călătoriți, călătoriți și în afară? Absolut. Știu că Mediașul a beneficiat anul trecut. Mediașul va beneficia Târgu Mureșul, va beneficia Alba, va beneficia Bucureștiul, Clujul, va beneficia Râmnicu Vâlcea, sunt multe. Brașovul. Brașov n-avem. Iată paradoxal, vedeți ce limbaj, într-adevăr, Brașovul nu a venit nimeni să spună, aveți atâtea minuni. Da, da. Haideți vrem să facem și noi, un... vrem da. Și noi, împărtășiți. Da. Exact. E, să facem un lăsați parteneria. Că știți cum e, toate lucrurile curg spre echilibru, maestră. Știu că cu cât ne apropiem de dată, cu atât veți fi mai ocupat. Nu că ați fi foarte liber, cu atât veți fi mai ocupat. Știu de asemenea că în perioada festivalului va fi aproape imposibil să ne întâlnim. Aș vrea însă, știți, noi de câteva zile avem un obicei aici, nu pleacă nimeni fără o promisiune. Aș vrea totuși să încercăm să promitem telespectatorilor că într-un fel sau altul, înainte sau în timpul, ne vom revedea. Măcar pentru a discuta despre știți ceea ce se întâmplă. Știți bine că sunt un prieten al vostru și în primul rând al zilienilor prin voi. Și totdeauna, în clipa în care noi am vorbit, am avut dialog. Corect. Nu întâmplător. Dialogul este tema festivalului. Și am vorbit despre ce înseamnă dialogul, pentru că dialogul naște ceva. În clipa în care avem monologuri și suntem paraleli, nu avem cum să găsim soluții. Pe când în anul european al cetățeanului, pe care, din păcate, foarte puțin politicieni îl invocă, eu cred că e important să ne aducem aminte de cetățean, cu toate nevoile lui, emoționale, culturale, financiare, de încredere, de moralitate, de frumusețe, de emoție. Și noi asta facem în numele acestui an al cetățeanului, numai că noi gândim că anul european al cetățeanului trebuie să fie în fiecare zi și ar trebui să fie pe masa fiecărui politician, așa cum ții tu tableta aici deschisă și așa cum cronometru zice, mai avem atât, mai avem atât, ar trebui să ne punem un cronometru. Dacă suntem oameni responsabili și putem să influențăm viața cetățenilor noștri, să ne punem un fel de busolă sau, știu eu, timing și să ne gândim, s-ar putea să mai avem numai atât din viață. Da. Hai să dăm cât putem mai mult oamenilor ca ei să primească și să se bucure și să realizeze că suntem într-adevăr cu adevărat o comunitate. Ceea asta ce face Teatrul Național. E promisiunea unui dialog, deci. Absolut. Vă mulțumesc mult, maestru, absolut, pentru întâlnire. Doamnelor, un mare drag și vă așteptăm. Mulțumesc mult, doamnelor, doamnelor. O scurtă pauză și ne reîntâlnim cu profesorul universitar dr. Sabin Luca în câteva momente. Fac din Phoenix magazinul tău preferat.
Doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor! S-a lansat o campanie. O campanie altfel așteptată și o campanie care nu vine decât să recunoască ceva. Ceva ce toată lumea face și anume... campania se cheamă I Love Bruckenthal și anume, toți iubim Bruckenthalul, deci nu face decât să confirme ceea ce toți facem. Doamnelor, domnilor, despre campania I Love Bruckenthal, de ce nu despre noaptea, seara muzeelor, că nici nu mai știu cum să-i spun, vom discuta în minutele următoare cu managerul general, profesor universitar, doctor Sabin Luca, doamnelor, domnilor. Greu pe scări, doamnă profesor. Mulțumesc mult de prezență. Sunteți de acord să începem cu asta? Cu I Love Bruckenthal? Da, cu asta. Cu asta să începem. Luați-o ca o declarație. Se practică, am văzut și la alții, nu în țară, la alții în afară. Cred că e un gest de normalitate ca față de o instituție care înseamnă atât de mult pentru comunitate să ai genul ăsta de raportări, cum să spun, de dragoste. Dar vă întreb, de unde e ideea? De unde până unde? Păi de acolo, de unde se practică. Deci de unde se practică, da. Da, da, de acolo. Din altă parte, nu. Nu e rău că se întâmplă așa. Ce va presupune campania asta? Ea are un început, e clar, tocmai l-a avut. E dragoste fără sfârșit, nu? Adică nu... Eu, e o campanie eu limitată. Sper să nu-i prin sfârșit. Și noi la fel. Și noi la fel. Ce presupune campania asta? Vorbeam și vorbea și presa despre... Poți să-i spun expoziție? Nu cred că greșești. Ce se întâmplă la Muzeul de Istorie cu dinozaurii? Nu este la istorie, este la Muzeul de Științe Naturale. Da, da, pardon. Da, da. Poți să-i spun expoziție, nu? E expoziție? Da, este o expoziție. E o expoziție. Da. Asta face parte din campanie. Vor fi și alte evenimente? Păi ce se întâmplă? Cândva... Am și uitat când. Aveam probleme de finanțare. Aveam. În fine. Mai aveam? Mai cald afară. V-am spus, sunt în perioada de no comment. Ah, ok, deci perfect, bine. Nu... Deci, bun, și ok. Și atunci am lansat, sigur, cu disperarea celor care doresc să facă ceva și nu pot, da. Am încercat și am lansat acest apel către comunitate, către oamenii apropiați și așa mai departe. Ați fost foarte mulțumit atunci, mă iertați, de felul în care s-a răspuns. Da, sigur. Pe, iată, mi-aduc aminte de asta. Această expoziție... Dinozaurii din grădină, în fine, expoziție care acum este pe drum, pe undeva prin, nu știu, Düsseldorf, cred, în fine, se apropie de România, de fapt cuprinde niște piese, niște dinozauri în mărime naturală, de la piese de un metru până la piese de 6-7 metri. 6 metri înălțime. Da, care, în mod cert, sunt replici după, în fine, înaintași de ai noștri. Da, îndepărtați! Îndepărtați! Și vom avea ocazia ca în toată zona aceasta Europei, care nu este mică, să avem primul parc de acest fel. Îl vom avea la sediul central al Muzeului de Științele Naturii. Un parc care, în mod cert, va fi educativ, dar, în mod cert, va atrage și foarte mulți oameni cu părul alb ca mine, nu? Că sunt oameni care și-au imaginat, învățând, da, cum arată aceste, în fine, animale. Și, cel puțin, copiii, cred că vor fi fascinați, extrem de satisfăcuți. Copiii din Sibiu, din România, ziceți, sincer, în alte zone. Fiindcă de acolo plecaserăm. Care e legătura... cu comunitatea, expoziției cu... Nu, că e limpede că e pentru comunitate, nu, dar care e legătura? Legătura este foarte clară. Tot proiectul, aceste replici au fost finanțate din bani privați de o singură persoană, de o singură firmă, cum ar fi, și asta doar pentru dorința de a-și bucura cei doi copii.
Serios? Deci, cum să vă spun, este un prim argument al concluziei după care Sibiu este o comunitate puternică, cu forță economică și cu dorința de a educa continuu pe toți comunitarii, și pe toți cei care cresc în Sibiu. Și face parte, sau are rădăcinile, mai bine zis, în apelul de atunci al este Muzeului prima, Național. Este prima exteriorizare, dacă vreți, a acelui apel. Și cu această ocazie dorim să lansăm și campania aceasta I Love Bruckenthal, o campanie care în sine este modernă pentru Europa și nu numai în ultimii 30 de ani, o campanie prin care se apropie instituțiile de oameni și oamenii de instituții. Excelent. Foarte simplu. Bun, trebuie să spunem că toți cei care se simt apropiați de Muzeul Național Bruckenthal se pot... acceptați formularea, implica în viața Muzeului Național Bruckenthal într-un fel sau altul. Nu înseamnă că dacă apelul s-a făcut în urmă cu ceva vreme, cum să spun, el nu mai e de actualitate. În permanență. Noi prin lansarea campaniei, de fapt, acum punem, cum să spun, direcțiile la punct, direcțiile de ajutorare a instituției și nu numai a mai multor instituții. Pentru că nu numai Sibiu, nu numai Muzeul Național Bruckenthal are probleme inerente crizei, că așa nu e. Țin neapărat de omenescul din noi. Dar iată, și Festivalul de Teatru sau ești alte astfel de instituții deja. Și, sincer, eu am un mare handicap față de profesorul, față de maestrul care l-ați avut înainte aici, Chiriac, pentru că domnia sa are de mult mai mulți ani în mână teatrul decât eu muzeul. Deci, Lăsați-o, profesor! Lăsați-o, profesor, că am văzut... disperate spre a-l ajunge. Știți ce, știți ce am văzut? Că sunt o groază alții care contabilizează și țin evidența... țin evidența exact câți ani și cine are în fruntea cărei instituție. Păstrând spiritul glumei, evident, tuturor cineva ne contabilizează lucrurile bune. Hai, lăsați! Bun. Nu. Povestea cu dinozaurii, fiindcă a făcut deliciu presei, am urmărit, povestea cu dinozaurii va fi vizibilă pentru cetățean începând de când? Weekendul Eu ăsta? Sper să nu fie pe drum vreo problemă, da. Probleme. Mâine către seară noi am căutat și vom căuta să anunțăm chiar și presa, dacă doresc să vadă cum intră în Sibiu, vor intra, să zicem, într-o procesiune, nu neapărat... nepublică, deci publică, se va da prelata camion, în fine, tirului jos, se vor vedea dinozauri, în fine, va fi... A, deci ei sunt un ansamblu complet, nu sunt pe bucăți, sau? Sunt întregi. Sunt acum, unul, într-adevăr, cel care este foarte așa mare. Mai mare, el este demontabil. Vor fi lansați în cursul nopții, sper că atunci n-o să am papion, în fine. Eu știu, doamnă profesor, ce faceți de asta. Vor fi acolo împreună, toți vom pune mâna să îi punem în operă. Mai apoi urmează Ziua Internațională a Muzeilor. În timpul zilei o să îndrăznesc să-mi sărbătoresc și ziua de naștere. Vă spun la mulți ani de treabă. Și la ora 6 sperăm cu asistență de înalt nivel să tragem... de pe unul dintre cei mai, de pe cel mai mare să tragem ritualic, nu cearșaful sau eu știu ceva. Deci asta s-a dat sâmbătă, nu? Sâmbătă, da, sâmbătă. La ora 6. Ce înseamnă reprezentare de înalt nivel? Pentru noi, pentru sibieni, reprezentarea de înalt nivel este cei pe care îi votăm. Pe care îi votăm la Sibiu? La Sibiu. Ok, normal. Ne-am lămurit. Să dea Dumnezeu să se întâmple. Mi-aduc aminte că noi povesteam despre noaptea muzeelor. Vă aduceți aminte? Și atunci ați făcut o remarcă ce probabil pe unii i-a confuzat o leacă. Da. Spuneați, și am mai văzut apoi astfel de referiri, spuneați că, da, e bine lumea să vină la muzeu, dar ceea ce se întâmplă noaptea la muzeu înseamnă cheltuieli suplimentare, fiindcă înseamnă pază, înseamnă iluminat, înseamnă o groază de alte lucruri care în cursul zilei nu înseamnă același efort. Aceste cheltuieli nu ar fi baza problemei. Baza problemei este că se schimbă drastic microclimatul prin abuzul de public, fiindcă omul are o temperatură a corpului, noi menținem în
încăperi o temperatură constantă, dar abuzul de temperatură evident, dereglează tot. Da. Și atunci automat se dereglează echilibrul între umiditate și temperatură și avem riscul de a fi inundați cu unele ciuperci, unele da, și da. E foarte greu să înlăturăm acest efect. Mai ales acolo unde e vorba de material organic. Și anume în expoziție pictură, în expozițiile să zicem, cu lemn, textile și așa mai departe. Și atunci, sigur că acest apel al nostru nu a fost singular. Mulți, să zicem, cercetători și muzeografi și așa mai departe în România au sesizat lucrul acesta și avem un ordin de ministru care spune că pe cât posibil, deci nu interzice, dar da, pe cât posibil să evităm aceste aglomerații sincer nemeritate de opere. Da, așa este. Și ne-am supus cu voie bună, pentru că, iată, apelul nostru a fost înțeles și nu vom deschide noaptea. Deci vom deschide nelimitat pentru public între ora 10 și 6, corect, pentru ziua muzeelor, expozițiile. Toate expozițiile muzeului, inclusiv cele care am închis de motive de economie, da, și care vor rămâne deschise până la sfârșitul sezonului turistic, toate, poate și după aceea dacă avem rezultate economice bune și putem să justificăm cheltuielile de mai apoi, din corect, iarnă, știți. Corect. Dar vor fi toate deschise și noaptea, sigur, vor fi deschise o parte din expoziție. Se propune un program de iluminare artificială a grădinilor și a spațiilor, să zicem, cu vegetație. Uh-huh. Deci, un soi de eveniment de acesta cu lumini, sau știu, și în paralel unele expoziții din care nu pot fi periclitate de abuzul de public și abuzul de public. Noi visăm după abuz de public, dar nu în asemenea condiții. E clar. Și mai apoi, sigur, această dinozaurii din grădină, care, sincer, vă spun, mie nici acum nu-mi vine să cred că o vom face și îmi cer scuze, dar pentru că este un vis al meu din, nu știu, dar cred că din școala generală. Să întâlniți dinozauri. Nu să fiu dinozauri. Nu să fiți, să-i întâlniți. Dinozauri am ajuns. Asta e, da. Lăsați. Efectiv, da, e un vis. Doamnelor, domnilor, un vis este probabil pentru mulți dintre dumneavoastră să descoperiți o astfel de expoziție și, dacă nu pentru dumneavoastră, cu siguranță pentru cei mici din familiile dumneavoastră care au auzit despre dinozauri, care au citit despre dinozauri și care văd dinozauri la desene animate toată ziua, bună ziua, pe canalele de profil. Aveți o ocazie... apropo, foarte important, expoziția asta cu dinozauri, ce durată are? Cât va vrea binefăcătorul? Noi am propus un proiect tematic pe 5 ani. Cel care a cumpărat piesele, în mod cert, nu, chiar dacă ar pleca din muzeu cu ele, nu prea are unde le expune. Pentru că, dar omul este extrem de binevoitor și noi avem un proiect tematic până când Gâlcea va devine prea mare. Nu? Și da, ok, am înțeles. Am înțeles. Da, deci vă stau la dispoziție începând din acest weekend 6 dinozauri de mărimi diferite în grădina, în curtea Muzeului de Științe ale Naturii. Yes. Thank you. Sunt în curs de achiziționare și alții. Deci noi dorim ca să extindem proiectul. Sau să încapă acolo? Da, ca să se poată face chiar lecții tematice legate de evoluția. Unii sunt carnivori, alții erbivori, alții sunt carnivori cu aripi, alții sunt, deci cum să zic. Și atunci să se vadă un fel de... Este o pagină de istorie, nu este istorie, că nu prea sunt oameni în perioada, dar este o pagină de istorie, să zicem, a vieții în geologia profundă a terei. Altfel spus, în 6 acum. Dar dacă dă Dumnezeu și beneficiile binefăcătorului vor fi bune, mai vor fi și alții. Să-i dea Dumnezeu, să fie! Deci, doamnelor, 6 dinozauri în primă fază în weekend în curtea Muzeului de Științe ale Naturii. Este primul pas din campania I Love Bruckenthal, așa cum de altfel facem și noi. Mulțumesc, domnule profesor, pentru prezență. Bruckenthal rege. Yes. Doamnelor, ne revedem pe pauză pentru încheiere. Mulțumesc, doamnă profesor.
fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Puneți ochelari până nu e prea târziu. Treci pe la noi, Pel Optic. Strada General Magheru, numărul 21. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Riga. Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botez vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Probabil unii o să spună că virgulă cultura nu vinde și că emisiunea asta de azi nu va produce niciun efect, cel puțin financiar. Acum aș vrea să vă spun două chestiuni. Pentru noi emisiunea asta nu produce de mult niciun efect financiar. Asta ar fi una. Iar a doua e de fapt o contrazicere. Eu cred că după astfel de întâlniri cu astfel de oameni, cu toții rămânem cu ceva. Sibiu, după fiecare dintre invitații noștri, a rămas cu ceva în anii trecuți, de pe urma activităților în anii trecuți. Vă readuc aminte, suntem în fața unor evenimente de mari proporții pentru Sibiu. Festivalul Internațional de Teatru, iată proiectul I Love Bruckenthal. Sâmbătă, nu ratați întâlnirea cu dinozaurii. Vă mărturisesc că dacă lucrurile stau măcar în parte, așa cum le spunea profesorul Sabin Luca, adică dacă vor reuși să pună pe picioare toți acei dinozauri de toate acele dimensiuni, va fi o imagine senzațională în curtea Muzeului de Științe ale Naturii. Bun. Ne oprim în această săptămână aici. Ne vom revedea. Te-ai speriat, Dănuț? Ne vom revedea. Așa sunt eu, înspăimântător ca un dinozaur. Ne vom revedea! Ne vom revedea luni, doamnelor și domnilor, la emisiune. În weekend se mai întâmplă câte ceva în Sibiu. Probabil luni vom vorbi inclusiv despre asta. Și anume despre un concurs. Noi am mai atins subiectul tangențial așa. Despre un concurs de bune maniere. Nu e prima ediție. Este un concurs care are loc în organizarea cui se putea, profesorului Ibi Cristea. Și are loc la Palatul Copiilor. Probabil vom vorbi luni despre asta. Atât deocamdată. Trio Cafe, la revedere, weekend plăcut! Ochii tăi iubito, ce noroc, la un miez de noapte să-i invoc. Mi se pară adesea ca într-un vechi oraș ciudat. Când departe sunt de cerul lor, la fereastră ninge.
Cerul peste suflete scuia, dar săruță pare.